fundașii centrali în careul advers. Dinamo încearcă să se apere departe de poartă. Se aude fluierul lui Feșnic. Bate Knife. Mingea nu e rea. Alexe reușește să respingă. Jucătorii Ceahlăului țin mingea acolo. Șansă mare de gol și ratare uriașă. Ratare uriașă. Cred că Wellison a fost cel care a trecut pe lângă golul de 2-1. Ce eroare pentru defensiva dinamovistă. Cei de la Ceahlăul cer penalti. Hai să vedem dacă au dreptate. Cine greșește acolo? Bilinski, Wellison rămâne acolo. La ce se vede aici nu pare nimic aiurea. Bonoza a ratat acolo intercepția. Este o ratare incredibilă a lui Wellison. Bonoza parcă i-a pus și mai bine mingea lui Wellison. Iar brazilianul are